Polonia se pregătește de un posibil război cu Rusia. Avertismentul a fost lansat în spațiul public de Ministrul Polonez al Apărării. Oficialul susține că țara trebuie să fie în gardă pentru orice situație tensionată. Ministrul polonez al apărării a fost întrebat în cadrul unui interviu dacă el consideră posibilă o înfrângere militară a Ucrainei în fața Rusiei și o invadare a Poloniei. Ministrul a spus că se așteaptă la orice scenariu și că le ia în serios pe cele mai rele. Acesta a mai spus că ministerul pe care îl conduce a început să facă pași concreți pentru a se pregăti pentru amenințarea rusă, examinând inclusiv lacunele în aprovizionarea armatei cu echipamente militare. Deși achizițiile de armament pe scară extinsă sunt foarte importante, Importante. Echipamentul individual al fiecărui soldat trebuie tratat cu aceeași seriozitate, a spus ministrul polonez al apărării. Acesta a declarat că Polonia intenționează să joace un rol foarte important în apărarea comună a Uniunii Europene. De la invazia rusă din Ucraina, Polonia și-a mărit bugetul pentru apărare până la 4% din PIB, dublu față de angajamentul cerut de NATO. Polonezii au încheiat numeroase contracte pentru achiziții masive de armament, în special cu Statele Unite ale Americii și Corea de Sud. Pentru unul dintre aceste contracte, Statele Unite au aprobat vânzarea a 96 de elicoptere de atac Apache, contract în valoare de 12 miliarde de dolari. Alte contracte majore de achiziții de armament din Statele Unite au fost semnate pentru 486 de lansatoare multiple de rachete HIMARS, în valoare totală de aproximativ 10 miliarde de euro, 32 de avioane de luptă F-35, 366 de tankuri Abrams și sisteme antiaeriene Patriot, contract contractele semnate cu Coreea de Sud privesc achiziția a peste 800 de obuziere K9, în jur de 1000 de tancuri K2 Black Panther, 50 de avioane de luptă FA-50 și 288 de lansatoare multiple de rachete K-239. Polonia a încheiat cu producătorul european MBDA un contract de aproximativ 2,4 miliarde de dolari pentru achiziția de rachete antiaeriene, plus un contract de 1,4 miliarde de euro pentru patru sisteme norvegiene iene de rachete antinavă Kongsberg